v-am regăsit, dragi privitori! Nu vi s-a întâmplat ca să amânați o activitate în favoarea alteia mult mai plăcute? Acest fapt se numește procrastinare. Procrastinarea este actul de a amâna sau de a întârzia în mod deliberat sarcinile sau responsabilitățile, adesea în favoarea unor activități mai plăcute sau mai puțin stresante. Aceasta este o problemă comună care afectează mulți oameni, de la studenți la profesioniști, și poate avea un impact semnificativ asupra productivității, bunăstării generale. Cauzele procrastinării: lipsa motivației. Dacă o sarcină nu pare interesantă sau relevantă, este mai probabil să o amâni. Comoditatea, nevoia de odihnă, tabieturile, hobby-urile. Frica de eșec, teama că nu vei putea realiza sarcina la standardele dorite. Perfecționismul, dorința de a face totul perfect, poate fi paralizantă, făcându-te să amâni sarcinile până când simți că le poți aborda perfect. Procrastinarea poate avea consecințe negative asupra vieții personale, prof și profesionale, inclusiv scăderea performanței. Amânarea sarcinilor poate duce la o muncă de calitate inferioară și la rateuri. Creșterea stresului. Termenele limită pot provoca stres și anxietate, afectând sănătatea mentală și fizică. Afectarea relațiilor. Procrastinarea poate duce la neîndeplinirea angajamentelor, afectând relațiile cu colegii, prietenii și familia. Scăderea stimei de sine. Repetarea comportamentului de procrastinare poate duce la sentimente de vinovăție, afectând stima de sine. Cum putem combate procrastinarea? Stabilește obiective clare și pune în ordine sarcinile de lucru. Stabilește un program sau o listă de sarcini zilnice, respectându-l cât mai strict posibil. Elimină distragerile care îți afectează productivitatea. Utilizarea de tehnici de gestionare a timpului, cum ar fi: lucrează în sesiuni de 25 de minute cu pauze scurte care pot ajuta la menținerea concentrării și productivității. Oferă-ți mici recompense pentru finalizarea sarcinilor, pentru a te motiva să continui. Fii blând cu tine însuți și alege că procrastinarea este o problemă comună care poate fi gestionată cu efort și perseverență. Vorbește cu prieteni, familia sau colegi despre aceste provocări și caută suportul lor. Procrastinarea este o problemă comună care poate fi depășită prin identificarea cauzelor, stabilirea unor obiective clare și utilizarea strategiilor de gestionare a timpului. Cu răbdare și practică poți reuși! Sunt psiholog Mihaela Pavel și nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Pe curând!